Sunt foarte entuziasmat fiindcă astăzi facem fish cakes sau altfel zis crochete de pește sau buftele de pește. Sunt extrem de crocante pe exterior și mega, mega gustoase pe interior și trebuie neapărat să vedeți cum se fac. Mereu doriți să vedeți rețete simple, ingrediente simple, accesibile. Ei bine, și această rețetă este una dintre ele. Sigur o să fie pe placul vostru, așa că hai să începem! Obișnuiam să fac acest tip de preparat foarte des în restaurantele din Londra și acum trebuie să împărtășesc și cu voi ideea, fiindcă este genială. Pregătirea acestei rețete a început acum jumătate de oră, când am pus aproximativ 1 kg de cartofi albi la fiert. Tot ce trebuie să facem este să îi zdrobim într-un bol. Puteți folosi un zdrobitor pentru cartofi sau, dacă nu, și o răzătoare poate să-și facă treaba. Nu-mi doresc ca această compoziție de cartofi să fie extrem de fină și din acest motiv voi zdrobi cartofii și cu o furculiță. Iar atunci jumătate din această compoziție va fi extrem de fină și cealaltă, așa cu mai multe bucățele de cartofi. Dar voi puteți să faceți pe placul vostru cum doriți. Cât timp cartofii sunt calzi, condimentăm cu sare. Ei vor absorbi mult mai bine sarea cât timp sunt calzi. Și lăsăm cartofii să se răcească. Când vine vorba de pește, puteți să folosiți file de cod, somon, chiar și shallow, ceea ce voi folosi eu astăzi. Am un file de shallow pe care îl voi tăia în două. Puteți proceda exact la fel și cu celelalte tipuri de pește. Voi pune puțin ulei de măsline, sare, piper. Condimentăm pe ambele părți, desigur, după care am aici o tigaie extrem de bine încinsă. Dacă nu preferați varianta cu tigaia, ei bine, puteți să puneți acest pește și la cuptor la 180 de grade timp de 10-15 minute. Mie îmi place extrem de mult ca uleiul de măsline să-l pun direct pe carne, să-i fac un masaj și după să prăjesc carnea, în loc să pun uleiul de măsline în tigaie. Nu vreau ca și carnea să fie îmbipată în ulei, nici într-un caz. Apăsăm puțin pe carne să avem o suprafață crocantă în mod egal. Dacă tigaia este extrem de bine încinsă, acest proces durează în jur de 5-6 minute, nu mai mult. Nu vrem să uscăm carnea, vrem să obținem o carne extrem de suculentă. Cât timp peștele se prăjește, trebuie neapărat să vă abonați pe acest canal și să lăsați și un comentariu în secția de comentarii. Asta mă ajută extrem de mult ca eu să evoluez și haideți să spargem algoritmul, fiindcă trebuie să evoluăm cu acest canal. Cât mai sus! Peștele îl gătim pe o suprafață de 75% pe o parte, după care întoarcem și încă 25% pe cealaltă parte. Și avem și culoare. Unde este culoare, este și gust. Peștele s-a prăjit perfect. Lăsăm să se răcească, să se odihnească și el un pic. Când vine vorba de combinațiile de gust pe care vreți să le aveți în această crochetă, puteți să puneți verdeață de care doriți. Pătrunjel, mărar, chives, chiar și leoștean. Eu am ales să folosesc chives, puțin chili, zeamă și coaja de la o lămâie și să mai vedem ce găsim pe aici. Dacă nu aveți chives, puteți să înlocuiți și cu ceapă verde. Dar verdeață neapărat trebuie să aveți în fish cakes. Sună mai bine fish cakes decât crochete de pește. Câteva cozi de ceapă verde, intensificăm gustul de ceapă, fiindcă îmi place foarte mult, mai ales ceapa verde. Voi folosi puțin chili verde și chili roșu. Cel verde l-am pus în congelator. Este o tehnică extrem de bună dacă vrem să o dăm prin răzătoare. Fiți atenți! Coaja de la o lămâie pentru prospețime. Vom adăuga și puțină zeamă de lămâie. Peștele și lămâia sunt extrem de buni, prieteni. Un ou întreg. Adăugăm și piper proaspăt măcinat. Și amestecăm bine, după care punem peștele. Va ieși ceva absolut senzațional de gustos. Și pentru a echilibra gusturile, puțină zeamă de lămâie, cum am zis. Și secretul de fiecare dată este să gustați. Orice faceți, după fiecare pas trebuie să gustați. Este sare, este piper, este lămâie, se simte ceaiul. Puțin mai multă zeamă de lămâie. Zeama de lămâie ajută la echilibrarea gusturilor. Dacă doriți să fiți și mai creativ, puteți adăuga condimente precum boia dulce, boia afumată, praf de coriandru, chimen,
orice fel de condiment care vă place. Asta trebuie să faceți voi, să fiți creativi, să veniți cu idei noi. Nu trebuie să vă luați exact după rețeta asta. Ia vedeți ce aveți și voi prin cămară, prin frigider. Zdrobim și peștele. Se vede că este extrem de suculent. Și de asta avem nevoie. Crochete suculente, nu uscate. Iar acum voi adăuga și hrean. Hreanul este încă un bun prieten cu peștele. Aproximativ o linguriță. Amestecăm bine, dar atenție să nu zdrobiți prea tare peștele. Vrem să avem și să găsim acele bucățele în aceste crochete. Bucățelele de pește. Dacă acest amestec va deveni prea umed, puteți să adăugați și puțin pesmet. Și acum, un truc foarte interesant. Nu voi folosi un cântar, voi folosi o lingură pentru înghețată. Iar asta este o tehnică extrem de bună să obținem bile de aceeași dimensiune. Cam așa. Ca să formez aceste crochete, m-am uns cu puțin ulei de măsline pe mâini, iar așa compoziția nu se va lipi. Foarte, foarte simplu. Cam de asta avem nevoie. Urmează să le punem în făină, ou și pesmet. Dar dacă nu veți să faceți asta, puteți să le prăjiți și așa cum sunt, în ticaie cu ulei. Iar dacă nu vreți nici asta, puteți să le puneți la cuptor. Scuturăm excesul de făină jos. În loc de pesmet clasic, voi folosi panko. Și încă o dată, prin ou și pesmet, să fie și mai crocante. Puteți face orice fel de forme doriți, dacă vreți bile, dacă vreți tuburi, dar eu am preferat să le fac în acest fel. Între timp am format și crochetele, acum a sosit timpul să le prăjim la 170 de grade până când ele vor deveni frumoase și aurii. Cât timp uleiul se încinge, vom face un sos foarte simplu și mega gustos, asemănător foarte puțin cu sosul tartar. Avem nevoie de smântână de foarte bună calitate. Aceeași cantitate de maioneză. Și acum, aproximativ 4-5 castraveciori murați pe care îi tăiem în cuburi. O ceapă roșie și o legătură mică de mărar proaspăt. Tocat. Piper proaspăt măcinat. Opțional, sos Worcester, dar funcționează extrem de bine în acest sos. Și sare. Și puțină băia iute. Acest sos funcționează extrem de bine cu orice tip de pește. Trebuie să faceți neapărat. Perfecțiune! Deci așa trebuie să arate crochetele de pește. Foarte colorate. Și așa, doamnelor și domnilor, obținem cele mai crocante chiftele de pește, crochete de pește, cum vreți să le numiți. Mie îmi place fish cakes. Deci arată super bine și cu acest sos se potrivește și mai bine. Fiți atenți cât de crocante sunt. Acum știm că sunt extrem de crocante. Tot ce trebuie să facem. Wow! Mamă, 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 cum arată și sosul acesta. Ați dorit rețete simple? Ei bine, asta este o rețetă simplă și foarte gustoasă. Wow! E puțin iute, sosul este puțin acrișor și aceste crochete perfect crocante se potrivesc demențial cu absolut toate ingredientele astea. Mâncarea cea mai calitativă o găsiți de fiecare dată la voi în bucătărie și este cea pe care o gătiți chiar voi. Din acest motiv, încercați gusturi noi, ieșiți din zona voastră de confort și încercați și această rețetă. Până la episodul următor, pa, pa, pa!